Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Este seară. În episodul ăsta tot despre biblice vorba. M-am gândit să fac cum deosebim masculul de femelă, pentru că m-au întrebat mulți cum îl deosebesc. Sunt trei care le folosesc eu și îmi dau seama. 1. Îți poți da seama după mărgelele de la gât în care le au, pentru că ele sunt mult mai mari. Depinde, sunt și drepte, sunt și răsucite, mai multe. Al doilea este cornul. După cum vedeți, la femelă este mult mai mic cornul de pe cap față de la mascul. Nu prea asta să le filmez, dar cam asta este. O femelă bătrână, după cum o vedeți, merge și cam greu, pentru că este o femelă foarte bătrână. Al treilea lucru este glasul pe care ele îl emit. Adică bibilica folosește un glas din două silabe, gen păcat, păcat. Este format din două silabe, iar masculul scoate un singur sunet. Ia auziți-l. Un crit, gen. Și cam așa se deosebesc bibilicile. M-am gândit, pentru că clipul de ieri cu bibilicile au fost vizionări destul de multe și încă cresc, m-am gândit să-l fac și pe acesta, tot cu bibilici. Va urma și alte clipuri. Dragi prieteni, cam acesta este clipul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!